Aici la o mică serie. Mi-a propus cineva și mi s-a părut o idee relativ ok. Să fac un video de când tunez mașinile ca să nu mai mă aștepte Max, Robert sau și pisica când mai filmez cu ei să nu mai aștepte să întuneze mașina. Momentan cam tot ce aici e tunat, mai puțin asta nu e tunat la maxim, o să facem dubstau. Noul de clas, care o să facem și pasta. Și am mai băgat o mașină nouă. Stoc, a băgat această dubă? Sau? N-a băgat? Ba da, asta, Vapid Minivan-ul. O să facem și pasta. Să o cumpărăm. Pe negru, să zicem. Aici nu cred că mai am loc. Da. Mai am loc, mai trebuie să pun un garaj. Așa că hai să cumpărăm un garaj. Stai, băi. Ce? Nu pot să... Deci... Două garaje, nu vreau 10. Dar două. Ia să vedem pe asta de aici. 6. Asta aici că e pe lângă Benny, dar nu e. 10, ia uite. Și zona asta pe aici e un de la de tuning, din ce știu eu, de ce o să-l cumpărăm. Bai, și aparent nu pot să am mai mult de atâtea. Asta e o problemă mică. Bun, deci nu putem să cumpărăm aia pentru că avem maxim de garaje și așa, așa că o să vindem ăsta ATV pentru că nu prea-l folosesc. Ia să vă pot să-l vând de aici. E... Blazer. Nu vreau să-l mut, vreau să-l vând. E, în cazul ăsta... Scoatem pe ăsta din garaj, că altfel nu poți. Mergem cu el la tuning, îl vindem acolo. Rămâne vândut așa. Și o să comand de acolo. O să facem dubstau azi pentru că o să-l folosesc mai des pe video și vreau să-l tunez la maxim să vedeți cum arată și voi. Și după aia o să fac de clase într-un alt video. După aia o să tunez restul de mașină ce mi-a rămas. Și o să fac și Vapid-ul. Chestia asta am folosit-o, cred că de când am cumpărat-o, că am folosit-o de două ori și doar pentru că am avut un challenge cu ea. Stai mă pe față. Mai face Willy pe ruții de spate. E foarte ușor să cazi cu drăcia asta. Se ține bine, dar... Nu știu ce să zic. Ah, ar trebui să-mi cumpăr și o motocicletă de viteză pentru că nu am. Dar n-am loc în garaj, trebuie să mai arunc ceva. Mi-e foarte greu să renunț la vehicule. De obicei, din când am cumpărat, una rămâne acolo, adică nu o vând. Nu contează ce e. Asta, de exemplu, chiar pot să mă risesc de pentru că știu că nu o folosesc, dar majoritatea mașinilor care le-am cumpărat știu că... Mamă, ce... Câți bani. Vehicle sold. Și acum... Și adăm și mine afară. Bun, hai să sunăm la mecanic. Și am zis că facem... Dubstone. You need something, huh? One of your rides? Da, pasta. Pentru cei care se întreabă de unde am acea sumă fabuloasă de bani, a apărut acum două zile, sau cam trei zile, cred că am datat hack-ul. Iar am început să avem hacker pe sesiune, ne-au spanat bani, am primit și eu, după cum vedeți. A fost chiar în urmă cu 3 sau 4 episoade. Misiunea aia când ne-a spanat elici în față. De asta zic că au apărut din nou hackeri. Înainte știți că nu prea erau. Acum au apărut din nou. Așa. Și cam de acolo am bani. Că... Nu prea ai ce să faci. Adică dacă ești pe sesiune, de exemplu, când am primit eu bani, nu spana mie deasupra capului, pur și simplu de la tot serverul. Mai erau încă 3 player pe lângă mine și ne-a aruncat la toți deasupra capului. Singura metodă este bagi în pasiv. Bun. Acestea fiind spuse... Hai să facem acest dubsta mai aspectuos. Atât? Decât?
O bară? Serios? Și vrei 4600 de lei? Da, comic. Așa, asta arată bine. Mai off-road și mai off-road. Mai classic și... A, nu e chrome, l-am înțeles. Dar e black. Se potrivește. Spate, decât avem două, o să luăm negru. Nu știu dacă asta o să rămână culoarea finală. Motorul level maxim. Nu vreau să fac explozibilă. Asta mereu am avut problemă ce să aleg, pentru că și asta arată bine, asta nu se potrivește cu culoarea. De obicei aleg culori închise la mașinile mele, după cum ați văzut. Asta mi se pare cea mai potrivită. Să zic așa, nu știu, o să o pun pe asta momentan. Sunt încă în dubii dacă e cea mai bună alegere, dar... Uite, asta la fel. Rata aia, nu. Deci rata aia, pur și simplu, nu. Adică da, are rost la off-road, dar nu o cumpăr pentru off-road, mai mult o să mergă pe stradă. Așa că o să arăt simplu. De exemplu, asta ar intra mișto aici, sub mașină, în spate, care loc. Dar s-au hotărât că nu. Claxon. Astea cu lup. Asta era la mașina de Halloween, parcă. Da. Nu. Nu. Asta. Se pare comică. Așa. Așa. Culoare. Ce? Am citit. Pony pink, pe bune. Deci oamenii au făcut culoarea roz de ponei. Doamne. Pony pink, doamne, ce hot pink. Mamă, ce diferență. Da. Mi-a furat ochiul când am văzut pony pink, de-aia m-am și tors atât de brusc verde, nu? Albastru ăsta, blacklight, e cel mai... Se potrivește cu ce mai îmi pune pe mașină obicei. Astea sunt toate. Astea le-am pus deja. Ia să vedem ce culoare o facem. Deci... pot să-mi fac mașina crom, dar o să vă spun sincer, sunt de foarte puține mașini care personal mi se pare mie că se potrivește culoarea asta de crom, de exemplu asta. Pe mașina asta se potrivește jumate, se potrivește pentru că are aceste zone de negru. Merge, dar nu mă încântă. Adică eu nu mi-aș pune, așa că nu o să pun, dar... nu știu, am văzut pe câțiva care și-au pus crom pe toate mașinile. Am observat cromul că în funcție de iluminarea care este pe hartă în jurul tău, îți schimbă culoarea, ceea ce e mișto. Dar mare parte e albul ăsta tăiat așa, să zic, și nu mă încântă atât de tare. Să facem... Ia la metale. Ce trebuie să fac să deblochez pe asta? Să câștig o cursă de raliu. Asta ar fi mișto. Îmi place. Dar să fac o cursă de raliu, o să fac. Pe lesson nu pot încă că te spun o culoare de bază. Hai să alegem metallic. Și aici mai ce să fac? Unlock when you clear 10 more. Încă 10 stun jumps. Aoleu. Asta e culoarea de la crew meu, mi se pare, dacă nu mă înșel. Ceea ce e comic, oricum. Nu e rea culoarea. Adică se potrivește pe vehiculul ăsta, mai ales cu gințile aia negre și cu frenele ruși, dar nu. Frost White. Cam așa și-ar face mașina Max. Alb cu negru. Sunt sigur că dacă o să uite la acest video, o să-i placă foarte mult. Așa. Albul ăsta e prea orbitor. Nu e rea. Asta și-ar face Robert. Culoarea lui favorită de pimp, mobil. Sau asta. Asta chiar nu e rea. Midnight Purple, adică e interesant, n-am să zic. Schimbă reflexul, uite, un mov cu mov închis. Nu. Astea două nu sunt rele. Dar parcă sunt cam bătrânești. Asta e interesant, un albastru de electrizant. De prea colorată mașina, știu. Asta cred că ar sta bine într-o culoare de asta militară. De albastru, asta este chiar... da, albastru asta. Așa. Secondary color, metallic... Deci secondary sunt astea. Nu. Nu. În contrast, n-arată rău, dar totuși nu. Aș alege roșu din simplu motiv că sunt frânele și suspensiile sunt roșii, s-ar potrivi. Dar totodată... Am impresia că chiar o fac roșu cu albastru și ce să mai schimb. Faze că arată foarte bine roșu cu negru, să zic așa. O secundă. Uite, de exemplu... Ăsta. Formula red.
Vrei să potrivești și cu frânele, să potrivești și cu suspensiile. E cam greu să nu o alegi și e așa în contrast, arată bine. O să iau pe asta momentan, dar posibil să mă mai răzgândesc. Crew Emblem e simpatică, dar nu o pun niciodată. Pe acoperiș ultima, să avem faruri și așa. Ce mi-apare display clasic? Am deblocat ceva? De ce mi-apare cu stolțul? Cred că am deblocat ceva, după ce se apare cu stolțul când deblochezi ceva. Primary, clasic. Nu apare nimic, în fine, buguri. Cell suspension. Coborăm un pic mai jos. După cum vedeți, diferența e de... Dacă pui degetul mic pe ecran, cam mai e diferența între maxim de înalt și maxim de jos, să zic așa. Numai că din fericire chiar te ajută suspensia asta la curbe, la viteză și mai departe și asta chiar trebuie. O să ai foarte multă putere pe roți, o să vedeți acum când plec cu ea. Fuge de spate rău de tot. Chiar poți să faci drifturi foarte amuzante cu ea. Cauciucuri, roți. Astea o să le las așa, culori. Un albastru de ăsta electrizant să sară în ochi. Mi se pare simpatic. Steel design, să punem și astea. Bulletproof avem, tire smoke. Roz, nu. Albastru, negru. Culoarea de la Crew, verde de la. Nu merge verde cu albastru și cu ăsta, nu. Ar trebui să pun roșu. Roșu. Ca să se potrivească așa. Culorile... Nu pun niciodată limo, că îmi place totuși să văd. Dacă îmi duci din first person și te uiți în stânga și în dreapta, cu limo nu prea vezi nimic, așa, cu ăsta mai vezi ceva. Și arată și mai bine, zic eu, că totuși trebuie să văd ceva înăuntru, nu vreau să fiu gangster style neapărat. Așa. Cam atâta cu această mașină. Cam așa arată. Nu e... Ai uitat și pe Robert. A zis că nu intră, că învață. Da, uite ce e cea de faza cu Robert. Mă întâlnesc cu el ocazional. Și... că vrea să cânte o melodie. Așa, deci cam așa arată mașina tunată în final. Arată bine, nu-i cine știe ce. Dar... oricum, să mergem să o ducem în garaj, să o luăm și să vară și la... Cealaltă, cred că următoarea o să fac Virgo. Mai trebuie să-l fac. Așa. Mereu uit unde. Aici. Tam. Op, nu prea țin frânele. Da, mă, hai cu GTA 4 pe mine. Vezi? Se controlează... Are o greutate foarte mare și derapează foarte mult aici în suspensiile, spor chiar te ajută. Și frână de mână. Cred că râde acum Robert de mine când vede că conduc așa. Mereu să aștept... Conduc un pic mai bine și acum m-am dus rău de tot. Și frână. N-a intrat mine. S-a prins că vreau să fac și el dat. L-am întrebat dacă vrea să intre și a zis că învață. Acum? Da. Scuze. I-am zgâriat mașina, cred că mă bumbăne acum. Sau acum o să vină să mă explodeze una din ele. La asta mă aștept. Ce mă... Zici că mă duc la casa lui Franklin pe aici. Bun. Am făcut și asta. Acestea fiind spuse, acesta a fost episodul scurt din ziua de azi, am tunat Dubsta. Sper că vă place. Ia, să-i facem și o poză așa. Cam în poziția asta. F12. Bun, acestea fiind spuse, până data următoare, la revedere.